Bun venit la un nou episod din podcastul Luna Alături de noi este decanul Facultății de Film, Vlad Iachimescu și profesor în cadrul Departamentului de Multimedia. așa e. Din aceeași facultate. Da. da. Uh, cum a început toată povestea cu un Ca să începem așa Cum a început ea sau cum a început pentru mine? Pentru tine Pentru mine a început în 96 când eram în liceu și am auzit de secția asta multimedia Pentru că mă zbăteam între dorințele părinților. Unul trăgea de mine să dau la conservator și celălalt să dau la politehnică. Eu eram așa, îmbinam cumva cele două aspecte tehnice și artistice și nu mă puteam decide. Și a apărut un anunț în România Liberă, dacă țin bine minte, despre secția asta și am început să devin interesat, pentru că mi s-a părut mie că e una dintre puținele secții din țară care ar putea să îmbine uh, arta cu tehnologia. Eu făcusem uh, informatică în liceu hmm. și niște ani de pian în copilărie. Uh, am venit la niște cursuri de pregătire, uh, mi-am dorit foarte tare să intru, am picat cu brio. Uh, pe vremea aia era o mare problemă că te luau în armată și uh, am dat imediat după două săptămâni la Politehnică, fără să mă fi pregătit, la Electronică, am picat și acolo cu Brio, în cele din urmă la o particulară și am făcut un an de zile acolo, după care, în al doilea an, am intrat, uh, am intrat la multimedia. To Politehnică? La uh, era informatică aplicată în medicină. Bine că în anul întâi nu se studia <laughs> aspectul ăsta cu medicina, că nu aveam nici în clinice mânecă. Da. Și uh, am, am scăpat în felul ăsta de armată. Anul următor am intrat la multimedia și aici am, uh, am descoperit ce îmi place să fac. Uh -huh. Montaj și sunet. Și pentru cei care o se, se uite la podcast, ce este montajul și ce este sunetul din punctul ăsta? Adică ce se studiază la un ATC? Păi, pe scurt, noi pregătim post-producători sau copiii ăștia care stau în jurul nostru și care o să mm -hmm. facă din podcastul ăsta să pară că noi spunem lucruri coerente. O să taie părțile proaste și să sperăm că sunetul o să aibă o calitate decentă. Mm -hmm. Pregătim... Mese, una dintre cele mai frumoase meserii din industrie. A fi post-producător înseamnă să nu doar să montezi filme și să le recreezi în masa de montaj sau a face sound design, coloana sonoră a unui film, se pot face lucruri absolut spectaculoase, dar în cadrul secției de multimedia, studenții. Învață să facă și efecte vizuale și asta este unul dintre deziteratele noastre în perioada următoare. Ne dorim foarte tare să dezvoltăm și un master de efecte vizuale, lucruri uh -huh. pe care ei încep să le studieze la, la licență, sigur, așa, inițiatic. Ce înseamnă să montezi? La masa de montaj filmul capătă o nouă viață. Una este ce își propune scenaristul, alta e ce își propune regizorul în momentul în care ia scenariul și îl transformă într-un decupaj și îl imaginează. Alta e ce își propun toți în partea de, de, în etapa de producție a filmului și cu totul altceva devine după ce ajunge în etapa de postproducție. Aici E ca și cum am uh, asamblat un puzzle care poate fi asamblat în mai multe feluri. Uh, poate căpăta noi sensuri, uh, poți corecta unele lucruri, de asta de, de foarte multe ori uh, post-producătorii sunt numiți uh, băieții de la butoane, uh, cei care rezolvă în post. Da, eu, o, o expresie în engleză, fix it in post. Da, e mult mai mult decât atât. Deci poți să salvezi orice film aproape în post-producție? Nu. Nu, nu poți să salvezi orice film. Asta e, e, e o legendă, că poți să salvezi orice film, dar există filme care au fost salvate prin montaj sau prin coloana sonoră. Da. Noi avem aici și un joc pe care ne-l-a dus Laura, se numește Marocos. mi ai că tu ai mai jucat, eu n-am mai jucat. Păi asta ai aflat de la mine, că da. tu nu știi cum se cheamă, recunoaște exact. cinsticoza. Recunosc. Recunosc nu știam cum se cheamă. Uh, trebuie să luăm uh, câte un băț și când îl luăm să nu se miște celălalt. Sau? Păi, știi, păi... alte reguli. Băi, Marocos e un joc uh, din... Nu cred că e mult mai vechi decât din copilăria mea, dar noi îl jucam, erau niște bețe mult mai mici, nu uh -huh. bețele astea chinezești cu care putem să și mâncăm sushi, dar știu că au, uite, vezi că sunt niște culori aici uh -huh. și au niște dungi colorate, fiecare însemnând un punctaj. Erau bețe de 5 puncte, de uh -huh. 10 puncte, de 15, dacă țin bine minte, ideea e că așa, noi le-am găsit deja împrăștiate da. și într-un mod mai fericit, dar hai să-ți arăt cum, cum se făcea. Știi să faci spaghete? Da Bun. Ce fac eu acum nu-i bine pentru sunet, dar Uite, când le bagi în oală Faci chestia asta uh -huh. da. După care le lași să cadă E. Și acum începem să extragem bețele Dacă eu le-am făcut, tu tragi primul băț Ok Așa Sigur, punctajul îl facem la sfârșit la sau să-i lăsăm pe ei să-l facă? Da. Nu știu îl pun Dacă în post-producție. Jucam chestia asta în copilărie foarte des cu sora mea și mă bătea de mărupea. Sper să. Iar acum, dacă îmi tremură și mâna, e din alte motive. Așa? Așa, și ca să și continuăm să vorbim. Da. Cum a fost prima admitere și cum a fost a doua admitere la un ATC? Adică și cum arătau ca structură, ca probe și după aceea cum a fost din. Măi, probele nu erau mult diferite față uh -huh. de cele de acum. Uh, erau un pic organizate altfel, în sensul în care etapa eliminatorie era una dintre, una dintre cele mai grele probe. Cea de fotografii și cea la care am picat, de altfel. Uh, ai 10 fotografii pe care le extragi din 10 uh, grupe puse așa pe, pe căprării. Uh, obligatoriu există personaje, există... Uh, majoritatea tipurilor de încadratură și tu, într-un mod aleatoriu, extrăgându-le, va trebui să creezi o poveste coerentă. Practic să-ți imaginezi un film de scurt metraj pe care să-l Povestești, uh, arătând în imagini. Ai voie să faci uh, recadrări, să intervin, să animezi toate elementele, mm -hmm. personajele, obiectele și așa mai departe. Ai voie să faci o grămadă de lucruri și e, e și cea mai interesantă probă, după părerea mea. Dacă e cam cea mai complicată. Există vizualizări de text. Ce să spun? Pe vremea admiterea era din punctul meu de vedere, mai grea pentru că era concurența mult mai mare. Erau mult mai puține locuri decât mm -hmm. sunt acum. Eram șapte cu totul și cu tot cu studenții străini am ajuns la 11 în 97. Prima dată a fost evident cu emoții foarte mari, evident cu fâstăceală și uh, vedeam așa o masă de Somități, din punctul meu de vedere, evident că era destul de ușor să te pierzi. A doua oară, cumva, am căpătat mai multă încredere pentru că deja aveam soluția asta de backup. Uh -huh. Și am fost mult mai dezvolt, și a, a funcționat altfel. Există tot soiul de alte probe care s-au păstrat, cum e recunoașterea de instrumente muzicale, adică cei care vin să facă meseria asta, atât ca montori cât și ca sound designer, au nevoie de uh, minimele uh, date uh, muzicale, pentru că lucrăm cu ritm și lucrăm foarte mult cu auz. Trebuie să... Uh, nu, nu sunt probe ca la conservator, mm -hmm. nu vă imaginați că sunt solfegii sau... În schimb, reproducerea unui ritm e importantă. Sau recunoașterea unui instrument muzical, pentru că instrumentele muzicale asociate cu imaginile funcționează sau nu funcționează. Te pot trimite în zone geografice, în, în momente istorice și așa mai departe. În rest... Mi se pare că admiterea mă, e, e foarte simpatică. Uh -huh. E foarte simpatică, evident. Candidatul e încărcat de, de emoții, dar noi facem tot ce putem să îi, îi facem să se simtă relaxați și creativi. Sunt și probe noi, încercăm... Uh, hai, mai extrage un băț, nu te nu uita așa. <laughs> Sunt și probe, uite care a reușit. Mm, Hai că am reușit să nu mișc. Vânează-le pe alea cu mm -hmm. puntaj mare. Așa. Uh, proba de vizualizare de text, plecând de la un uh, un text, un fragment de text literar, uh, iarăși nu vă speriați că nu sunt neapărat cele date la BAC uh, și nu presupune să le fi citit, uh, Îți imaginezi tot așa, un, un film împărțit pe cadre, toate lucrurile astea care aparent în scary, de fapt se află la cursurile de pregătire, așa că celor care vor să dea admitere în toamnă le recomand cu căldură să vină la cursurile noastre de pregătire. Cred că sunt în plină desfășurare, iar două dintre ele uh, se vor relua uh, prin august. Sunt uh, aflați despre încadraturi, mișcări de aparat, uh, elemente ale coloanei sonore și uh, toate celelalte uh, elemente de limbaj cinematografic, de fapt, cu care vezi jongla în, în admitere. Și să zicem că sunt și sunt foarte mulți tineri care vor să dea admiterea sau sunt din, și sunt da. din provincie și nu ar putea să ajungă la cursuri de pregătire. Cum ar putea ei din momentul în care se hotărâs să dea la multimedia să se pregătească? Păi dacă ne-a învățat ceva pandemia și uh, a rămas uh, și ceva bun, e alternativa asta online. Iar noi, cel puțin în cadrul departamentului multimedia, ne-am hotărât să facem cursurile astea și într-un format hibrid. Cine poate să ajungă, poate să o facă fizic și e cu atât mai bine. Pentru cine nu poate să ajungă, poate accesa online. Au primit un link de fiecare uh -huh. dată când uh, s-au înscris la cursuri și de obicei ele se întâmplă sâmbăta. Uh. E adevărat, e ceva mai greu pentru cine stă acasă, știți cu toții că doi ani de zile am fost blocați în povestea da. asta, iar la o facultate cum e cea de film, e, e extrem de complicat să participi în, în online. Cum a rezistat facultatea de film în perioada asta? Te au fost închis pentru că, fiind decan, tu, tu ar trebui să gestionezi toată problema asta. Nu, eu am... Am devenit decan sub semnul pandemiei. Da, adică, la nicio lună de zile, cred, după ce am, am intrat în, în atribuții, s-a declanșat și pandemia și a fost cumplit. Dar ne-am adaptat, uh -huh. cu greu, dar ne-am adaptat și dacă un prim semestru a funcționat totul exclusiv online, pentru că eram în lockdown, și noi și colegii de la teatru ne-am dat seama că Facultățile noastre nu nu pot funcționa pe termen lung astfel, nici piesele de teatru, nici filmele nu se pot face de la distanță, presupun contact fizic. Și atunci am făcut ce a făcut și restul industriei. Am luat uh, regulamentele dezvoltate în perioada asta pandemică, uh, plecând de la niște ordine de, de ministru al culturii și al, și al sănătății, și le-am adaptat pentru studenții noștri. Și slavă Domnului, atunci când alte facultăți de film din, din toată lumea și-au închis porțile și n-au mai produs nimic, mm -hmm. un atc a fost extrem de, de productiv și cu multe succese înregistrate la festivaluri. Da, cred că chiar a fost unul dintre cele mai bune an, anuri. Anul trecut, uh, Alma Buhagiar, Carina Dașoveanu, a fost o generație foarte bună de. Și în 2020, da. uh, Lucia, Lucia Chicoș, Chico Chico. tot la Cannes, da. sigur că da. Adică au fost... a fost. Uh... Da. Ne-am organizat și eu un festival și toate filmele erau fix din anii ăștia. Sigur. Și foarte un an foarte bun. În momentele dificile uh, istorice, uh, arta iese la suprafață. O, și cultura în general, oamenii simt nevoia să să uh, caute refugiu în astfel mm -hmm. de manifestări. Iar pentru studenții noștri care la început se lamentau, o să mai vrea cineva vreodată să vadă filmele noastre, dar de ce mai facem filmă, a fost un șoc să constate că, de fapt, uite, în condițiile astea extrem de grele, putem face film. Uh -huh. Și încă încă foarte bine. Da, chiar foarte bine. Dacă... Da, plus că unii dintre ei au făcut uh, mici studii. Cred că ai mișcat un astea, am văzut. Da. Lasă, lasă, hai, trage-l -la. Mă fac că n-am văzut. Ia să vedem, eu îl mișc pe ăsta sau... Ah, mai era o chestie. Stai să vedem dacă mai iese. Uh, nu, mai bine nu fac așa. Fii atent. Asta e. Ah, te -am mai -am învățat pe da. E și asta cu bățul, la da? Uh -huh. Așa. Uh, nu mai știu despre ce vorbeam. Vorbeam despre ultimul an, care cred că a fost unul dintre cele cei mai bune ani pentru absolvenți, adică de filmele da. și prezența lor în festivaluri. și Sigur. Chiar dacă nu ați văzut scurtmetrajele generației 2020-2021, aceste două generații trebuie să le vedeți da. pentru că. Vă invităm cu merită. mare drag și probabil că o să facem niște retrospective. Acum, dacă tot avem și o insulă, nu, hub da. cultural, e un loc bun pentru astfel de uh -huh. vizionări. Și uh, festivalul Cine mai iubit poate să fie o ocazie. Sigur. Să, să... Asta e un festival deja cu lungă mm. tradiție, cred că foarte mulți știu despre el și de obicei se întâmplă în decembrie. Da. Păi mai avem un pic, dar să-i pregătim pe oameni uh. să vină. O singură, o singură ediție a fost atunci, în 2020, uh -huh. online și a fost greu, iarăși, dar am revenit, slavă Domnului, suntem din nou fizic. Uh -huh. Și, ca profesor, ce cauți într-un viitor student, să zicem, un om care vine la admitere? Ah, în primul rând, creativitate. Asta încercăm să și libertate de exprimare. Încercăm să scoatem la suprafață ceea ce adesea încearcă să țină ascuns. Încercăm să-i stimulăm să gândească liber și mă amuză foarte tare, tocmai am luat anul întâi, uite, studenții mei sunt pe aici, prin jur, și la primele cursuri aveau încă chestia asta cu. Vreau uh -huh. să. când vor să spună ceva, ridică două degete ca la școală. Asta e prima luptă pe care o ducem. Cum să facem să le scoatem din cap uh, metodele astea învechite și să intervină atunci când, când simt nevoia să o facă, uh -huh. fără să, fără să respectând regulile dialogului, evident, fără să polueze, dar să-și susțină punctul de vedere și să nu se uite la profesori ca la niște. Uh, uh, zei sau ca la niște zbiri, ci să-i vadă, ca, în primul rând, ca pe niște prieteni. Suntem aici să-i ajutăm, să-i să uh, facem să treacă un prag pe care al minter poate nu l-ar fi trecut niciodată, și apoi să se descurce singuri. Căutăm, uh, evident, datele astea pe care le testăm în, în uh, la admitere, adică niște minime cunoștințe uh, dobândite uh, și pe parcursul școlii și apoi în uh, cadrul cursurilor de pregătire, dacă vin la ele, nu e obligatoriu, deci am destul de mulți studenți care nici n-au venit la cursurile de pregătire mm -hmm. și au intrat cu brio. Uh, încercăm să nu că oricum acum accesul la informații mult mai simplu să afli ce e multimedia decât înainte. E adevărat și în același timp, uite, chiar fac un apel la cei care vor să ne treacă pragul, să vină și să ne întrebe, să intre uh -huh. chiar. Avem participările astea în cadrul ușilor deschise, dar nu trebuie să vină doar atunci și nu neapărat în cadrul organizat. Oricând vin, avem... O secretară foarte drăguță, doamna Emma, toți studenții o iubesc, le dă toate informațiile despre care au nevoie, găsesc informațiile și nu online, dar îi încurajăm să vină și să vadă efectiv cum arată facultatea, care sunt spațiile, dotările. Acum, slavă Domnului, față de studenția noastră, școala în, în urma acestor ani de pandemie s-a transformat și s-a și dotat destul de bine. Stăm. Stăm chiar binișor. Mm -hmm. Și dacă stăm bine, programele de master care sunt la multimedia? În cadrul departamentului de multimedia avem trei programe de master. Pentru că la licența de multimedia încercăm să acoperim ambele meserii mm -hmm. și cea de, adică nu încercăm, chiar o facem, și cea de, de montor și cea de sound designer, apoi cumva apele se separă. Și masterul e o specializare, aprofundarea a cunoștințelor în masterul de arta montajului de film și cea a sunetului de film. Și cel mai nou program de master al departamentului este New Media Design, care e chiar un program în limba engleză. Aici vorbim de niște meserii emergente, de forme de manifestare artistică care presupun niște cunoștințe tehnice mm -hmm. uh, chiar și uh, mici noțiuni de, de programare, aici așteptăm uh, candidați nu doar, nu doar uh, absolvenți de -ai noștri, nu doar absolvenți multimedia, ci și uh, de la alte departamente mm -hmm. din cadrul uh, facultății sau universității, și a, au venit oameni și de la politehnică. Uh, Realitate virtuală, realitatea augmentată, film stereoscopic, tot soiul de astfel de video mapping. Uh -huh. Și cumva încurajăm pe fiecare să își aleagă un proiect pe care vor să-l ducă la bun sfârșit pe parcursul acestor doi ani de master. E foarte interesant. Uite, chiar după... Întâlnirea noastră mă așteaptă un student de la New Media cu care o să facem motion capture. Uh -huh. O să punem senzorii ăștia uh, infraroșii pe, pe o studentă de la coreografie. De la coregrafie. Da, uite, în cadrul programelor de master, mai ales se întâmplă foarte des astfel de ciocniri uh -huh. între, între uh, departamente, film, teatru. Da, uh, și printre rezultatele acestui masterat putem să vedem uh, undeva. V-aș recomanda filmul, uh, făcut în uh, realitate virtuală uh, 360 mm -hmm. al student, fostei noastre studente uh, Iulia Cobzaru, ostea, uh, selectat în cadrul festivalului diploma. Și uhum. care s-a bucurat de destul de mult succes, a muncit foarte mult la, la filmul ăsta, folosind toate resursele de la momentul respectiv. Asta s-a întâmplat tot așa, în plină pandemie, încă nu aveam toate calculatoarele pe care le avem acum, ne-am pus și noi profesorii la dispoziție, calculatoarele personale, am creat o mică fermă de render uhum. ad hoc, așa, remote și, și a reușit să-l ducă la bun sfârșit, arată foarte bine. Uh, și sunt altele care vor, vor apărea cu siguranță în viitor și despre care sunt convins că veți auzi uh -huh. uh, Încă e un, e un program de master uh, tânăr Câți ani are? Păi e din 2018, cam așa mi se pare uh -huh. Sau 2017, nu mai sunt sigur deci 4-5 ani. Da, nu, nu au trecut multe generații, încă explorăm cu ceea ce se poate face la New Media, mai sunt și alte programe de master în cadrul facultății de film, cum ar fi game design tot în limba engleză, filmul documentar în engleză, acum vi le înșir pe toate în engleză, interactive technologies for performing arts, instalații, ne, ne dezvoltăm. Uhum. Și sperăm în curând să, să adăugăm Evantaiului uh, masterul de efecte Vizuale și Un master de uh, Arhivistică și restaurare De film Asta o să fie iarăși Un, un program de studii foarte interesant Și în ce o să constă el? Păi uh, mai. Uh, am debutat în urmă cu doi ani, împreună cu uh, colegii noștri, de fapt la inițiativa colegilor mm -hmm. de la uh, Scenaristică Filmologie, uh, acest program despre care ați auzit probabil Arhiva Activă. În primul rând e vorba nu doar de recuperarea memoriei filmului studențesc, mm -hmm. pentru că arhiva noastră e extrem de, extrem de bogată și a stat în cutii mulți ani de zile, dar colegii noștri au văzut sute de filme și au făcut o, niște prime selecții, urmează să fie uh, scanate și restaurate filme din uh, foarte multe generații de uh, regizori. Uh, despre foarte mulți ați auzit că au devenit faimoși, despre alții nu, despre unii nu mai știm absolut nimic, dar filmele sunt foarte interesante și vrem nu doar să le... Să le Scanăm de dragul de ale salvacii pentru a le uh, reintroduce în, în circuitul acesta educațional. Sunt o uh, bună, cum să spună materie pe care să o prezentăm și la cursuri și în cadrul unor retrospective. Mm -hmm. Și am <coughs> vorbit acum de studenți de oameni care vor să dea la un ATC, care e relația facultății de film cu absolvenții un ATC. Păi încercăm să rămânem constant, sau cred că fiecare profesor face mm -hmm. chestia asta, toți, mai ales generațiile uh, care au uh, intrat odată cu Facebook-ul. Mm -hmm. Există grupuri, cred că personal am vreo 3-4 generații de, de studenți cu care încă mai comunic pe Facebook. Și deja sunt bătrân, uite, co arăde de mine, acum că noi suntem bătrân cu Facebook, dar, dar da. sigur, cei care au terminat mai de curând, WhatsApp și așa mai departe. Uh -huh. Recunosc eu, n-am Twitter, n-am Instagram, nu, nu dar sunt. Oricum, pe... Twitter, nu e o platformă. Da se ocupă la ora de chestiile asta. Foarte românească așa. Adică da. românii nu prea o folosesc. Iar mișcă. E, TikTok? A, ah, iar... TikTok, scuzați-mă, da. E, aici copiii mei o să mă învețe. Da. Îl când... da. aveai pe atât de simplu, dar te-ai uh, da. aruncat la bățul ăla, care e un soi de as, știi, da. Că ăla valorează, cred că, nu 25 de puncte. Da, 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 ia-le, ia da. până la acolo, sigur. Ai mișcat când ai ridicat, Dar mă fac că n-am văzut yes. Și în, în medie știu că colaborează departamentele de la, de la film, adică chiar există o colaborare foarte puternică între ele Pentru Cel puțin pentru examenele studenților Păi există, tradițional colaborarea asta cel puțin între regie, imagine, multimedia există de foarte mult timp Uh, mă bucur să văd că cel puțin generațiile mai noi au început să colaboreze mult mai mult și cu uh -huh. scenariștii da? Deci cu studenții de la CAV Și este un lucru foarte, foarte bun uh, Și uh, cu cel mai nou departament Departamentul de animație mai ales între multimedia și animație, există o strânsă colaborare, în primul rând pentru că animația s-a desprins din cadrul departamentului multimedia. Multimedia devenise cumva o plapumă mult prea vastă ca să poată fi gestionată într-un singur departament și animația și. Există animație și interactivitate, așa se numește. E un departament de sine stătător, unde există uh, odată licența de animație și apoi trei programe de master: cel de uh, animație, uh, cel de uh, game design și ITPM-ul despre care v-am uh -huh. vorbit mai devreme. Și, așa că o, o ofertă. Cam câte, la câte filme lucrează un student de la multimedia în. Cei trei ani de zile de licență. Greu de spus, pentru că în, înainte era mai ușor de contabilizat, mm -hmm. că erau colaborările tradiționale. Acum, pentru că lucrează și la filme de animație, pentru că a apărut și uh, masterul de film documentar, e, e greu de făcut o, o contabilizare a proiectelor la care lucrează fiecare student, dar Multe, adică cel puțin uh, două colaborări au pe an cu uh -huh. departamentul de regie și apoi cu cel de imagine. Cam două, trei filme pe an uh, la licență e o cifră rezonabilă. Dar... Deci, cam la sfârșitul licenței ar putea avea 5-6 filme liniștit. Dacă sunt uh, harnici nouă, dacă de sunt harnici, pot avea oricâte. Da. Adică, apreciez foarte mult studenții care se implică în mai multe proiecte decât cele din curiculă. Uh -huh. Asta îi ajută și pe ei să se dezvolte profesional și ulterior să-și găsească forme de colaborare după ce termină. Uh -huh. Noi încercăm să-i pregătim pentru ce urmează în facultate, ei se simt și știu că sunt oarecum protejați. Și atunci își, își permit uneori să, 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 se alinte sau să. Dar uh, important este după ce termină să, să fie pregătiți. Hai, ia, nu că am, am mișcat. Văzut. Acum am. am nu recunoscut. Ba, da, am mișcat. Ce mișcă, mă uite. el Eu îl mișcat în pără. Eu am văzut că l-am mișcat și de data asta am recunoscut. Hai, iată. Nu l-ai mișcat. Uh, și planul de viitor pentru Facultatea de Film? Păi ți le-am spus mai devreme. Păi, unele mai, să vedem, avem... Unele mai, mai. da, da, da. da. Uh, ne dorim să ne dezvoltăm uh, și din punct de vedere al spațiilor, pentru că mm -hmm. asta e o mare problemă. Știm că e și la voi la teatru. Da. Cu toții suferim de lipsa spațiilor și suntem în... Permanentă căutarea asta face Liviu, rectorul, facem uh -huh. și noi, căutăm spații, vrem să, să uh, ajungem la un moment dat să avem niște studiouri uh -huh. dedicate. Dacă tot ziceam de masterul ăsta de efecte vizuale, ar avea nevoie de un platou dedicat pentru așa ceva, pentru că uh, ne descurcăm deocamdată în, în spațiile pe care le avem, doar că e. Complicat, că trebuie împărțit și gestionat uh -huh. totul din programări, cum să faci și filmele de platou și filmele care presupun uh, uh, realitate virtuală sau uh, efecte vizuale și așa mai departe. Uh, și ne dorim în același timp să colaborăm cu alte universități. Adică mh. interdisciplinaritatea asta, cuvântul la ordinea zilei la care apelăm cu toții, trebuie să treacă granițele universității noastre. Între cele două facultăți există foarte multe astfel de colaborări și acum se întâmplă de, de vreo doi ani, la început mh. mai timid, dar din ce în ce mai des, colaborări cu cei de la medicină, de la politehnică, de la Universitatea București și așa mai departe nici nu te poți gândi ce, ce lucruri interesante pot apărea când se ciocnesc domeniile astea. Adică uh -huh. au fost proiecte făcute chiar cu, cu cei de la medicină și sunt foarte interesante. Uh, cu cei de la muzică iarăși vrem să colaborăm, uh -huh. pentru că na, dacă tot vorbim de, de sound design... Da. Coloana sonoră a unui film. Da, sunt foarte interesant. și Presupune adesea. Da. Da. Și acum, înainte de final, de obicei, și acum o să întreb, o să te întreb și pe tine, uh, dacă ai avea un îndemn, unul, pentru cei care vor să dea la un ATC, cei care sunt acum la un ATC și cei care au terminat un ATC. -ul? Veniți pe insula noastră sau reveniți pe insula noastră. Cei care au terminat n-au apucat să o cunoască, pentru că era o parcare pe vremea lor <laughs> și acum o să fie, sper eu plăcut surprinși. Uh -huh. uh, și e cel mai uh, nou hub cultural din București. Sperăm să sperăm să devină așa, insula un ATC o, o chestie pe buzele tuturor uh, studenților. Nu, de, nu doar cei uh, care sunt acum studenți sau care, care au terminat, ci și viitorilor studenți. Veniți aici ca să ne cunoașteți, să ne cunoaștem, să devenim prieteni și să să facem lucruri mișto împreună. Bine. Mulțumesc mult. <fie>